Un avion MiG-21 Lancer s-a prăbușit în zona Cogea Lac, județul Constanța, seara trecută. Elicopterul IAR-330 Puma trimis în căutarea lui s-a prăbușit și el la mică distanță, în localitatea Gura Dobrogei, la 11 km de aeroportul Mihail Cogălnicianu. Cei șapte militari aflați la bordul elicopterului și pilotul MiG-ului au murit. Aeronava prăbușită în apropiere de localitatea Cogialac, într-o zonă nelocuită, făcea parte dintr-o formație de două avioane MiG-21 Lancer care executa misiuni de patrulare aeriană deasupra Dobrogei. Legătura radio a turnului de control cu aeronava prăbușită a fost pierdută la ora 20, iar la ora 23 minute a dispărut de pe radar într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogialac și Gura Dobrogei. Toate aeronavele de tipul celor implicate în catastrofele aviatice din seara zilei de 2 martie MIG-21 Lenser respectiv IAR-330 Puma au fost consemnate la sol până la elucidarea cauzelor producerii prăbușirilor, a transmis MEAPN. Capitanul Costinel Iosivniță, pilotul avionului MIG-21 Lenser prăbușit în județul Constanța, și-a pierdut viața. La bordul elicopterului IAR-330 Puma se aflau șapte militari, cinci membri ai echipajului și doi salvatori pe mare din cadrul forțelor navale române, toți pierzându-și viața. Președintele României, Claus Iohannis, a scris pe Facebook următorul mesaj în această noapte tragică pentru aviația din România. Gândurile mele se îndreaptă către familiile îndoliate ale militarilor de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, care și-au pierdut viața în zona localității Gura Dobrogei în timp ce executau o misiune de salvare și recuperare. Helicopterul în care se aflau s-a prăbușit în timp ce căutau o aeronavă MiG-21 Lancer dispărută de pe radar.